Buclele pot fi motivul pentru care oamenii au creiere atât de mari, spun cercetătorii care au realizat un studiu prezentat recent publicului. Buclele de pe cap ar fi putut servi inițial ca un avantaj evolutiv pentru creșterea creierului uman. Potrivit noilor cercetări care au implicat studierea unui manechin într-un tunel de vânt controlat climatic, scrie National Geographic. Părul strâns ondulat protejează mai bine scalpul de radiațiile solare, arată în noile cercetări. Studiu pe manechin termic. Cercetarea realizată de Lesisi și colegii de pe Penn State, publicată în Proceedings of the National Academy of Science, descrie măsurătorile despre modul în care părul reglează temperatura scalpului, în lumina directă a soarelui, folosind diferite peruci pe un manechin termic. Manechinul încălzit la temperatura media corpului a fost plasat într-o cameră cu clima controlat, într-un tunel de vânt care a permis oamenilor de știință să studieze cantitatea de căldură transferată între pielea sa și mediul înconjurător. Trei peruci au fost făcute din păr uman negru provenit din China, una dreaptă, una moderat ondulată și una strâns ondulată, astfel încât cercetătorii să poată observa modul în care diferite texturi ale părului au afectat câștigul și pierderea căldurii pe scalp. De asemenea, au calculat pierderile de căldură la viteze diferite ale vântului, după umezirea perucilor pentru a simula transpirația. Cercetătorii au făcut apoi un model de pierdere de căldură în diferite condiții și l-au studiat în condițiile tipice din Africa ecuatorială, unde se crede că hominizii timpurii a evoluat. Ei au aflat că toate tipurile de păr oferă o anumită protecție împotriva soarelui, dar părul strâns ondulat oferă cea mai bună protecție și minimizează nevoia de transpirație. O constatare semnificativă, spune Lesisi. Lesisi subliniază că mutațiile genetice pentru părul creț au avut loc înainte ca Homo sapiens să părăsească Africa, dar după ce strămoșii noștri hominizii au făcut-o, ar fi putut oferi oamenilor moderni timpurii un avantaj evolutiv, relatează adevărul.ro.